Când cel mai bun prieten al lor este capturat de un pescar, un rechin alb mare, o caracață și o testoasă se unesc pentru a crea un costum special care să le permită să ajungă la suprafață pentru a-l salva. Astăzi vom recaptura povestea filmului Seafood din 2011. În timpul unei urmăriri în mijlocul oceanului, Pap, un pui de rechin dintr-o specie rară, își antrenează viteza sub apă, dar ajunge să fie încolțit de Julius și se sperie destul de tare. Îngrijorat pentru prietenul său, rechinul alb mare merge să verifice dacă totul e în regulă și ambii sunt uimiți să descopere un recif de coral frumos situat în largul coastei Australiei. În timp ce explorează zona, Pap găsește niște ouă de rechin din acea specie și se lasă distras atât de mult încât nu observă prezența a doi oameni care se apropie de el. Când își dă seama că băieții plănuiesc să atace reciful, tânărul rechin încearcă să-i oprească și este aproape capturat. Între timp, Julius vânează niște pești pentru o hrană și sfârșește prin a se răni când intră în coliziune cu o barcă distrusă. Exact atunci, rechinul aude strigătul de ajutor al lui Pap și nuată rapid spre el. De data aceasta, oamenii au plecat și Julius găsește bebelușul conștient pe fundul mării. Când se trezește, Pap se simte rău că nu a putut să-i oprească pe cei copii să fure ouăle fratelui său. Așa că în încercarea de a-l înveseli pe Pap, Julius decide să-l scoată la cină și prezintă meniul ca să-și aleagă masa. Cu toate acestea, orice ar face Julius, nimic nu-l poate încuraja pe Pap. La câțiva metri distanță, într-o bază scufundată, un cuplu uman este privit de o caracață mică care urmărește lansarea unei rachete la televizor. În acel moment, Pap aude și începe să vorbească până când nu sunt observați de omul care se sperie când descoperă că este privit. Cei doi fug rapid de acolo și n-au nicio idee că în apropiere oceanul este poluat de o fabrică care varsă mulți litri de ulei în apă în fiecare zi. Poluarea din jurul clădirii pune în pericol viața animalelor marine care trăiesc în apropiere, deoarece acestea sunt principalele creaturi afectate de deșeurile aruncate în mare. Singurii care nu sunt direct afectați de aceste deșeuri de plastic sunt peștii abisali, deoarece trăiesc în adâncurile oceanului. Adevărul este că pentru mulți dintre ei oceanul este un loc în care pot profita de distrugerile provocate de oameni. Uleiul vărsat în apă fiind un avantaj, deoarece în curând întreagul ocean va fi înturecat și vor deveni stăpânii tuturor creaturilor care locuiesc în acel recif. Când realizează că Pap este trist, caracața încearcă să-l încurajeze și arată o veche epavă, unde își ascunde vehiculul construit pentru a călători rapid în ocean. În încercarea de a arăta tânărului rechin cum funcționează barca subacvatică, Octo decide să-l ia la o plimbare. Cu toate acestea, în timpul călătoriei, roțile vehiculului se desprind și cei doi aproape au un accident, așa că caracața trebuie să folosească o parașută pentru a împiedica să se rănească. Din fericire, reușește să scape fără răni și Octo pretinde că are o altă idee pentru a face să funcționeze vehiculul său. După amiaza aceea, Julius primește vizita lui Martley Testoasa și este încântat să audă povești despre aventurile vehiculului său prieten, deoarece nu s-au întâlnit de mult timp. Apoi Martel ia pe rechin și pe ajutoarele sale la suprafață și le spune că există o lume întreagă acolo pe care nu au văzut-o niciodată. Privind plaja, Julius zărește o pasăre și nuată spre ea, pentru că de când a văzut o imagine cu o pasăre, meniu o caută. Caracața este atât de înțeasmată încât nu are idee ce se întâmplă. Rechinul a fost nerăbdător să afle cum este gustul. Cu toate acestea, pe măsură ce se apropie de plajă, este gata să o prindă pe Heather, o nucă cade pe capul lui Julius și nu poate să-și ducă la bun sfârșit vânătoarea. Frustrat, se întoarce în ocean și Martel este vizitat de o pisică de mare care susține că a eșuat în misiunea sa. Spinny spune că deoarece nu a reușit să se hrănească cu animale de pe uscat, rechinul va devora toți peștii care trăiesc în acea parte a oceanului. Cu toate acestea, broasca țestoasă spune că spre deosebire de tatăl său, Julius se îngrijorează de celelalte creaturi și nu se dovedește a fi o amenințare. A doua zi dimineața, așa cum este obișnuit, rechinul învață pe Pap cum să vâneze și îl roagă să-i țină aripa în timp ce urmărește un pește prin ocean. Cu toate acestea, Pap spune că nu vrea să devină vânător și când pleacă, Julius continuă să vâneze prada. Văzând că este urmărit, micul pește Sting decide să înoate în regatul creaturilor abisale și se interesează cu zeci de crustacee. Când îl găsesc pe invadator, crabii se unesc pentru a-l ataca, dar sunt opriți de țiparul care conduce locul. Mai târziu, pisica de mare merge să-l întâlnească pe Pap și spune că vrea să-i arate ceva. Martel aude conversația și îl sfătuiește pe Pap să nu însoțească pe Spinny, dar micul rechin își lasă curiozitatea să-l domine și decide să-l însoțească. În acea zi, în timp ce încearcă să-și prindă prânzul, Julius mușcă un cârlig și este prins de pescar. Rechinul cade apoi într-o barcă de pescuit și trebuie să fugă de oameni care încearcă să-l atace cu macete mari. Privind în jur, Julius vede numeroase bucăți de rechin tăiate și se sperie. Din fericire, un val mare lovește barca înainte ca pescarul să-l poată prinde și Julius este aruncat înapoi în apă. Cu toate că a reușit să-i salveze, animalul este profund întristat pentru că acum știe ce fac oamenii creaturilor din specia sa. În timpul aventurii sale pe ocean, Pap este însoțit de Myrtle, care decide să-l urmeze pentru a se asigura că nu îi se întâmplă nimic rău. Spre surprinderea sa, micuțul este ghidat spre suprafață, unde se întâlnește cu copiii care i-au furat ouăle fratelui său. Imediat, Pap îi cere ajutorul broașei țestoase pentru a le salva, dar Myrtle spune că nu poate face nimic și îl acuză pe Sting, deoarece Myrtle refuză să-l ajute. Micuțul îi cere lui Octo să-l ajute să-și salveze familia, dar caracața spune că aceasta este o misiune foarte periculoasă și nu merită să riște atât de mult pentru a salva acele ouă.
nouă. Furios că prietenii săi refuză să-l ajute, Pap pleacă și se întâlnește cu Sting, care îl roagă din nou pe Pap să-l urmeze. Pentru orificiu în corpul navei, pisica de mare îi cere micuțului să asculte conversația dintre Myrtle și Octo. În acest fel descoperă că poate respira și în afara apei și se simte înșelat. Mai târziu, văzându-l pe Sting înotând singur în ocean, Myrtle se apropie de el și începe să bănuiască că are ceva în plan. Cu toate acestea, pisica de mare încearcă să schimbe subiectul, iar țestoasa îi poruncește să se țină departe de Pap. În acel moment apare Julius și întreabă despre ce vorbesc cu Pap. Când descoperă că Sting l-a dus pe micuț la suprafață pentru a recupera ouăle furate, rechinul este furios și îl atacă. În încercarea de a evita să fie devorată, pisica de mare dezvăluie că Pap știe să respire și în afara apei este pe drum spre plajă. Soarele apune deja când puiul ajunge la destinație și își folosește aripile pentru a zbura. Acum bebelușul se află în apă, trăgându-se pe nisip și cu ajutorul nătătoarelor mari. După ce descoperă adevărul, Julius și Myrtle merg imediat la ascunzătoarea lui Octo pentru a-i cere să construiască o mașină care să-i ducă la suprafață. În timp ce Julius distrag un scafandru pentru ca Octo să ducă mașina înapoi la laboratorul său, Pap realizează că adolescenții au părăsit depozitul și strecoară în locul unde păstrează ouăle de pește. Când își găsește în cele din urmă frații, micuțul nu-și poate stăpâni bucuria, dar descoperă curând că nu va fi ușor să-i scoată, deoarece oamenii tocmai au ajuns la depozit. În încercarea de a-i scoate din depozit, micuțul nu reușește să-i aducă afară. Bebelușul sare în bazinul de apă și înoată în adâncime pentru a fi văzut. Câteva ore mai târziu, când se lasă noapte, o furtună îl terorizează pe Pap și își dă seama că nu poate duce la bun sfârșit această misiune singur. În acel moment, Julius și Myrtle sunt pe nava lui, Octo așteptând ca și Caracața să termine mașina. În timpul conversației, rechinul întreabă despre cicatricile pe carapace testoase, iar ea îi spune că acum mulți ani un rechin alb uriaș mai mare decât Julius a atacat-o. Potrivit lui Myrtle, dacă nu ar fi fost soțul ei, ar fi murit în acea zi, dar în schimb el a fost devorat, iar Myrtle a trăit singură de atunci. Văzând chipul trist al prietenului său, testoasa spune că nu este vina lui că este rechin și chiar dacă este un vânător, este o parte importantă a ciclului natural de viață al oceanului. În mod brusc, Octo deschide ușa laboratorului său și informează că mașina este gata. Între timp, Murray și armata sa folosesc deșeurile produse de fabrică pentru a ajunge la suprafață și începe stăpânirea lor de teroare. După ce îi pune pe Iulius și banda lui într-un submarin găsit pe fundul oceanului, Octo apasă butonul pentru a deschide ușa navei și grupul este trimis pe uscat. Îngrijorată pentru prietenul ei, Myrtle o întreabă pe Caracalță dacă vor fi bine, iar Octo spune că în cel mai rău caz s-au eliberat de cel mai mare prădător al lor. Auzind acest lucru, țestoasa spune că fără Iulius ar putea apărea creaturi chiar mai periculoase și să-i pună în pericol. Apoi apare Sting și informează că reciflul este atacat. Când ajung la destinație, Iulius și peștii controlează brațele și picioarele mecanice ale mașinii pentru a merge pe pământ. Cu toate acestea, când văd monstrul robotic apropiindu-se, puii de găină intră în panică și încearcă să fugă crezând că creatura este acolo pentru a-i devora. Auzind agitații în afara depozitului, Pap bănuiește curând că oamenii se apropie și în acel moment asistă la nașterea unora dintre frații săi. El începe să elaboreze un plan pentru a-i scoate afară. Între timp, afară, câțiva cocoși decid să se confrunte cu robotul și se adună pentru a-și proteja familia de ghearele dușmanului. Înspăimântați și neputând înțelege motivul atacului, Julius și peștii decid să fugă și după ce dau de greu încearcă să-și continue misiunea, dar abia pot să meargă. Din nou ei cad și de această dată mai multe nuși de cocos care se aflau în vârful unui palmier cad în submarin, provocând o fisură în geam. După ce își transport toți frații într-o cadă cu proți, Pap împinge vehiculul în timp ce Julius încearcă să scape de păsările care urmăresc. Din fericire, rechinul reușește să se ascundă într-un mlașă și astfel reușește să scape de ele. Brusc, cei doi tineri care au capturat ouăle intră în depozit și intenționează să-l fure. Cu toate acestea, când ajung acolo, găsesc rezervoarele goale și sunt șocat să-l vadă pe Pap împingând o cuvă cu cei mici afară. Din fericire, după ce ies, Pap reușește să-i închidă pe oameni înăuntru și își continuă drumul. După ce părăsesc mlașina, Iulus și peștii întâlnesc un crab și îl roagă să-i ajute să-l găsească pe Pap. Animalul spune că îi va aduce la bebeluș, dar mai târziu trebuie să-l ajute să răstoarne niște nuși de cocos. După ce își îndeplinesc partea din înțelegere, Iulus îl întreabă pe crab să-i arate drumul pentru a-și găsi prietenul. În acel moment, cocoșii apar din nou și folosesc o plas de pescuit pentru a prinde rechinul. Între timp, Pap încearcă în continuare să-și ducă frații în largul mării, dar deoarece împinge rezervorul singur pe o distanță lungă, se epuizează și trebuie să se oprească pentru a se odihni. Când privește în față pentru a vedea cât de mult a mers, își dă seama că este aproape de ocean și aceasta îi renuiește energia de a continua să împingă. Pe de altă parte, el și banda lui se află într-o situație dificilă, deoarece după ce i-au capturat, cocoșii decis să împingă submarinul în jos unei pante în încercarea de a-i aduce direct în mâinile oamenilor. În depus, cei doi tineri încearcă să scoată rechinul din rezervor, dar rechinul nu poate să o facă. Cei doi tineri încearcă să deschidă ușa, dar sunt surprinși de sosirea șefului lor, care acuză că au furat
platoule. Chiar în momentul în care este pe cale să renunțe să ajungă la mare, Pa primește vizita lui Martel care ajută să scoată rezervorul. Furios pentru pierderile suferite, proprietarul pescărie plănuiește să-și descarce furia asupra băieților și atacă. Repede cei doi încearcă să scape din depozit, moment în care dau peste un rechin prins în submarin. Când vede animalul, bărbatul se bucură din nou, realizând că privește ceva mai valoros decât rechinul. Rechinul este acum în submarin după ce i-a ajutat pe frații săi să se întoarcă în mare. Pape eliberați după această aventură era nerăbdător să-i povestească totul lui Julius. Auzind asta, Myrtle și Octo decis să-i spună adevărul bebelușilor, dar sunt întrerupți de un crab care informează că Julius a fost capturat de oameni. Bărbatul vrea să expună rechinul restaurantului său, făcându-l o atracție pentru atragerea clienților și pentru a deveni celebru. Când descoperă că prietenul său a ieșit din mare să-l salveze, Pap se întoarce la depozit și îl întâlnește pe cei trei cocoși pe drum. Nimeni nu știe ce se întâmplă, dar rechinul este încă acolo. Micuțul este dispus să-și riște viața pentru a salva prietenul, iar Heather decide să-l ajute și descoperă că Julius nu a venit să-i mănânce, ci să-l salveze pe Pap. Regretând că a predat rechinul în mâinile oamenilor, cei trei cocoși se oferă să-l însoțească pe Pap în misiunea sa de salvare. După ce îi lasă pe cei mici în siguranță în recif, Myrtle și Octo înoată în adâncuri pentru a investiga de ce peștii fug. În acel moment își dau seama că întregul ocean este poluat cu o substanță întunecată și dăunătoare pentru creaturile marine. Bruce Sting se apropie și informează că rechinul este în apă, iar ființele adâncului au ajuns deja la recif. Dacă nu se întâmplă nimic, toți vor fi eliminați curând. Când îl găsesc pe Julius, Pap și noi săi prieteni își dau seama că este supravegheat și trebuie să găsească un plan pentru a-l elibera cât mai repede, deoarece Pap nu poate respira mult în timp în afara apei. Când descoperă că substanța toxică provine de la fabrică, Octo găsește o modalitate de a bloca acele conducte și în timp ce nu poate face asta, începe luptă împotriva armatei de crabi. Înconjurat și pe cale să fie capturat, apare Myrtle și îl folosește carapacea pentru a dobori rechinul. În acel moment apare Murena și atacă broasca testoasă care este salvată de Sting. Potrivit lui Myrtle, Julius este singurul care poate învinge ființele abisale, dar până când rechinul ajunge, Octo spune că are un plan să le încetinească. În timp ce cei doi tineri dorm, Pap pătrunde în depozit și intră în submarin. În acel moment, crabul își folosește cleștii pentru a tăia cozele care țin rechinul și trezește accidental adolescenții. Încearcă să-l oprească, băieții sunt atacați de cocoși care reușesc să-i distragă în timp ce peștii se grăbesc să scape. Cu toate acestea, chiar în momentul în care sunt pe cale să părăsească depozitul, pescarul apare cu un harpon și amenință că îi va ataca. Cu toate acestea, omul este atacat de crab și ratează ținta, așa că Julius găsește o cale de a scăpa. După ce rechinul părăsește depozitul, pescarul încearcă să-l prindă, dar este oprit de crustaceu care aruncă o farfurie în capul său. În acel moment, el dărâmă o lampă și aprinde accidental locul. În timp ce omul încearcă să se elibereze, peștii reușesc să scape, dar sunt din nou urmăriți de oameni. Bărbatul folosește un vehicul pentru a urmări pe rechin, apoi tinerii se urcă pe motocicletele lor și pornesc în pădure. Când Pap și prietenii săi sunt pe care să ajungă la plajă, pescarul reușește să-i ajungă din urmă, așa că cocoșii decide să intervină. Păsările panifică să-i separe pe cei trei și unul dintre băieți sfârșește prin a fi împins de pe bicicletă. În timp ce încearcă să se recupereze după cădere, prietenul său este atacat și numai pescarul reușește să continue urmărirea. Cu toate acestea, când ridică harponul pentru a încerca să doboare submarinul, crabul decide să intervină și reușește să-l încetinească, dar sfârșește prin a fi aruncat pe nisip. Văzând că prietenul lor a fost rănit de om, celelalte crustacei se unesc pentru a riposta și așteaptă răbdătoare până când pescarul trece pe sub palmier. Acest punct, animalele sar pe quadriciclu cu scopul de a-l dobori, dar sunt cele aruncate pe plajă. Echipa mai mare doare doar câțiva metri până la mare, dar submarinul rămâne aproape fără combustibil și trebuie să încetinească. În acel moment, pescarul reușește să-i ajungă din urmă și răstoarnă rechinul. Văzând atacul prietenului său, pescarul reușește să se îndepărteze de rechin, dar acesta este inconștient. Pap disperă și se aruncă la om, dar este aruncat și simte complet neputincios când îl vede pe Julius legat. Bătălia pare pierdută când o armată de crab se apropie și îl înconjoară pe om. Când își dă seama că Pap este în pericol, rechinul și adună puterea de a reacționa, după ce îl doboară pe om se alătură armate pentru a-l înfrânge. Cu acestea, pescarul prinde bebelușul și decide să-l folosească pentru a ține animal la distanță. După ce se întoarce la vehicul, se întoarce la depozit și decide să ia cu el pe Pap pentru a-l atrage pe Julius. În timp ce rechinul încearcă să-și salveze prietenul, Octo și Spinny folosesc sferele metalice mari pe care le-au găsit pe fundul mării pentru a bloca conductele și a opri continuarea poluării cu lichidul negru. În timpul urmăririi, pescarul scapă pe Pap, iar Julius reușește să-l salveze. Apoi, încă o dată, omul încearcă să-l lovească cu un harpon și, pierzând controlul volanului, sfârșește într-un accident. Vehiculul său se îndreaptă spre un poș și se izbește de fabrică. Provocând o explozie imensă în acel moment, Julius și prietenii săi sunt luați de vânt și zboară deasupra oceanului. La prima vedere lui Octo și Myrtle, Pap sare în apă și este urmat de rechin care deschide ușa submarinului zburător și reușește să iasă. După accident, pescarul se trăiește înapoi pe plajă și sfârșește prin a fi arestat împreună cu adolescenții care lucrau pentru el. Când este avertizare spre invazia ființelor abisale, Julius decide
să acționeze și să amenințe armata lui Cyrus cu dinții se ascuțiți, făcând chiar și Morena cea mai de temut să cedeze. Pekinul este apoi omorât de Morena, un ocean, pentru a-i face să se retragă. Câteva zile mai târziu, toți frații lui Pap se nasc, iar Iulius îi adoptă ca membri ai familiei sale, așa cum a făcut și Pap. Acum că grupul familial s-a mărit, Octo, Spinny și Myrtle decid să-i ajute să aibă grijă de cei mici și să-i învețe cum să supraviețească în ocean. Între timp, Iulius și Pap le asigură siguranța împiedicând prădătorii să se apropie de recif. După ce ajută un grup de pești să supraviețească pe usca, cei trei cocoși din fricați ieși să folosească vechiul lor submarin pentru a explora adâncurile oceanului și a descoperi locuri unde nicio altă pasăre nu a fost vreodată.